Yeah! Yes! Hai să-l băbeți! Bine v-am regăsit la un nou video. În video de astăzi o să jucăm cu Smuggler Penny, care este skinul de la Power League. Odată ce ai completat 50 de meciuri, o să îți vină oferta pe shop. Skinul este desigur 25.000 de star points-uri. Poate dacă, nu știu, dacă aveți star points-urile necesare, chiar vă recomand să cumpărați acest skin, este absolut genial. Și desigur o să dăm, cred că, niște solo queue-uri aici la Power League, dacă reușesc să intru, dacă nu, o să jucăm, nu știu, ori pe mape competitive, ori habar nu am. Dar da, înainte să începem cu meciurile, nu uitați de butonul de like și de subscribe ca de fiecare dată, iar dacă vreți să primiți notificare, să activați și acel clopoțel. Astea fiind spuse, hai să dăm drumul la meciuri. Cred că mai bine de 25 de minute sau 30 de minute, cam așa ceva. Efectiv, oamenii ies din meci când mă văd sau când nu au brawlerii pe care le convin sau bandurile nu sunt la fel. Pentru că, efectiv, cred că am intrat în mai bine de 15 meciuri. Deci, ca să vă dați seama, în mai bine de 15 meciuri oamenii au ieșit. Efectiv, nu am cum să intru la Power League. O să vă pun și un montaj sau cred că deja ați văzut și acel montaj, dar da. O să trecem noi la alt mod, așa că hai să trecem și la niște meciuri. Ok, într-un final am reușit să intru într-un meci de Power League. Chiar dacă nu este cea mai bună mapă de Penny sau așa, sunt și cu random, care randomii mei sunt extrem de bolovani. După cum știți, randomii sunt foarte, foarte bolovani. Nu prea cred că o să reușesc să fac, sincer, ceva cu Penny pe mapa aceasta, dar o să încerc să fac ceva. Este ok pentru că Sergiul acela, deși a dat puțin cam mult damage. Ok, uite, este MR Adri. Un pic cu el la solo queue, dar ca și comp au comp sincer net superior față de noi. Au Surge și Tick care este super OP. Nu înțeleg de ce al meu și-a luat Jesse, dar na. Bine, vă dați seama că o luat Jesse și ca first pick, adică primul brawler pe care el și l-a luat a fost Tick. Niciodată n-am să înțeleg de ce oamenii, în loc să te ajute pe tine, practic îi ajută pe adversari. Desigur, la Surge nu prea am ce să-i fac pentru că doar își DTP, dar nu asta e important, nu este important să câștigăm, cel puțin nu în video-ul acesta. Este vorba despre skin. Încă și-a pus acolo capul, deși nu prea poate să fac absolut nimic cu acel cap. Este acolo Ember care o să se ocupe de acea turetă de la Mr. P. O să mă ocup eu de acest porter. Nu știu, o să-mi pun sincer tureta aici doar să vedem dacă reușesc să omor pe cineva. Deși au Tick și Mr. P, este cam greu să fac ceva, sincer să fiu, mai ales cu Penny. Pentru că, na, în mod normal n-aș fi luat Penny, cel puțin nu cu random, pentru că, na, nu și are sensul, dar o să folosesc aici un gadget ca să îi omor dacă reușesc, dar se pare că pot să-mi fac alt mortar, deci dacă mi-aș face alt mortar, poate aș reuși sincer să-l pun aici, eventual, și să dau puțin damage, dar ok, e bine, e perfect, am dat un hit, este mai mult decât suficient. Să zicem că este mai mult decât suficient, dar suntem tot în dezavantaj, din păcate.
Ar trebui să dăm ceva damage, dar nu avem din păcate cu ce. Eventual Ember dacă își dădea cu acel foc, dacă dădea foc, dar din păcate nu a reușit. Diferența de 10%, dar să vedem dacă reușim în runda a doua. Deși vă spun de pe acum, matchup-ul este absolut imposibil, Mr. P, Tick și cu Surge este absolut imposibil ca să îi putem bate. Mai ales cu Jesse care este absolut useless, nici tureta nu ne ajută absolut nimic. O să încerc eu să-l țin sincer pe acel Surge la distanță să văd dacă reușesc, deși dă ticul ăla după mine și cam nasol sincer să fiu. Ok, Mr. P și-a văzut acolo un gadget, nu este tocmai cel mai bun gadget. Nu stăm bine absolut deloc, sincer să fiu, dar o să încerc eu acolo să-i dau niște hituri la acel tic. Perfect, am reușit să-i dau un hit. Surge-ul poate oricând să își dea TP și să ia controlul. Mă rog, să ia damage lead-ul. Ok, Ember cumva a reușit să rateze focul. Incredibil așa ceva. Incredibil. Nu știam că e posibil să poți să ratezi focul ăla acolo, dar na. Ce pot să spun, randomii fac imposibilul ca de fiecare dată. Desigur ne-a luat damage lead-ul, care este foarte, foarte important, dar na, cred că este GG deja, nu mai avem absolut nimic ce să facem. Poate dacă aveam celălalt gadget să sparg, puteam să folosesc pe mid eventual sau da, pe mid sau într-o parte ca să dau puțin damage eventual, dar așa, efectiv, nu am nicio șansă. Vedeți și voi, mai ales că au și portere. Da, este cam GG. Deși s-o spart acolo puțin din mid, Jesse-a noastră este efectiv useless. Eventual cu Ember mai faci ceva, pentru că n-a este Ember, dar cu Jesse, nu știu de ce ți-ai luat Jesse pe această mapă, este pur și simplu la troll eventual. Altfel îmi imaginez, o să pun acolo mortarul doar ca să fie, pentru că n-a mortar, dar cam asta este meciul, sincer să fiu, nu prea avem ce să facem. O să l omor eu aici pe Surge dacă reușesc, nu și-o dat TP. Problema e că nici nu avem wall breaker și nu prea avem cum să dăm damage. Nici nu mă pot strecura eventual înăuntru, dar da, este GG, nu am ce să fac efectiv, da. Chiar dacă mi-am mai făcut încă un mortar, au un comp net superior, adică au, cel puțin au full counter. Dar da, ăștia sunt randomi, nu ai ce să faci efectiv cu random, n-ai ce să le spui, oamenii își fac misiuni eventual aici, dar da, hai să trecem la următorul match. Ok, am mai încercat să dau încă câteva meciuri, mi se pare că am găsit 3 sau 4 meciuri instante. Dar din nou băieții ies în continuu, este absolut imposibil ca să joci la ora asta sau habar nu am care este treaba. Nu o să mai stau să-mi bag capul, cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Da, o să mă duc la somn pentru că da, am nevoie. Și desigur ne vedem data viitoare, să aveți o zi, să seară faină, depinde când vedeți acest videoclip. Numai bine, pa, pa!